Salut, bine v-am găsit, sunt Marius, reaprogramat cu cunoștințe Starea și vă invit să urmăriți în continuare review video al smartphone-ului Oreo P7 Seon, un gadget accesibil cu dotări mai mult decât interesante și cu un design superb. Veți afla cât de curând care sunt principalele specificații, însă mai înainte de toate vă voi arăta principalele elemente de design ale lui Oreo P7 Seon. Pe partea din față avem ecranul cu o dimensiune mai mult decât generoasă, 5,55. De aceea, eu consider că acest smartphone intră fără nicio problemă în categoria fabreturilor. Sub ecran se află trei butoane capacitive care nu iau din suprafața ecranului, se află imediat sub ecran, așa că în acest caz, Oreo P7 Seon are un plus față de alte telefoane în cazul cărora aceste butoane sunt așezate pe ecran, butoanele setări, home și întoarcerea în meniul anterior. Pe partea de sus se află difuzorul pentru apeluri și o cameră pentru selfie-uri de 2 megapixeli. Pe partea din spate avem camera principală de 8 megapixeli, suficientă pentru majoritatea utilizatorilor, însoțită de un blitz LED, un difuzor în partea de sus și altul în partea de jos. Avem de-a face cu un smartphone care vă va directa în ceea ce privește muzica. Pe partea dreaptă avem butonul pentru pornire, închidere aparat sau pentru blocare de blocare ecran. Butonul pentru volum. Pe partea de jos avem mufa micro USB. Iar pe partea de sus avem mufa jack de 3,5 mm. Telefonul are un aspect foarte atrăgător și cu siguranță că va atrage atenția prietenilor voștri atunci când îl veți arăta, cu siguranță că aceștia nu se vor aștepta ca acest smartphone să coste sub 1000 de lei. În ceea ce privește principalele specificații, haideți să trec rapid prin ele. Ecranul de 5,55 are rezoluția de 1280x720 pixeli. Sistemul de operare utilizat este Android 4.4.2 KitKat. Procesorul Cortex A7 tactat la 1,5 GHz este de tip hexacore. Avem de-a face cu o soluție grafică de la Mali 450, așa că utilizatorii se vor bucura de o experiență foarte plăcută în jocuri. Memoria internă este de 8 GB, memoria RAM este de 1 GB, iar camera poate realiza clipuri în format Full HD, adică 1080p. Trebuie să vă spun și că bateria este o surpriză foarte plăcută, deoarece are 2400 mAh, așa că telefonul poate să reziste 3-4 zile în condiții de utilizare medie, una, două zile în condiții de utilizare intensă. Telefonul are un aspect, repet, are un aspect premium și cu siguranță că acesta este un atu foarte important atunci când vine vorba despre achiziția unui nou gadget. În ceea ce privește navigarea pe internet, vă voi arăta imediat cât de rapid se încarcă o pagină. Am intrat pe brugat.ro. Iată cât de repede s-a încărcat un articol. Navigarea este foarte rapidă. Sistemul de operare Android este intuitiv. Înainte de a începe să realizez acest review video, am rulat și testul AnTuTu, iar rezultatul este unul excelent. Avem 24.630 de puncte. Este un smartphone care urează cu o mare acuratețe jocuri. Veți vedea imediat și cât de repede se încarcă FIFA 15. Haideți să-ți ascultați. Imediat se va încărca.
Și acum să urmăriți în joc, avem câteva explicații ale controlului mingii, dar cred că cel mai important pentru voi este să vedeți modul în care se mișcă telefonul în acest joc. Pe un ecran de 5.55 puteți juca fără probleme jocuri de FIFA 15. Iată. Vă voi arăta și un alt joc, Shadow Fight 2. Este un joc celebru. Din nou veți asculta cât de puternice sunt difuzoarele acestui telefon. Imediat se va încărca jocul. Până atunci vă spun principalele concluzii, de fapt concluzii acestui review. Telefonul este foarte accesibil, are niște dotări mai mult decât interesante, așteptările voastre de